Într-adevăr, azi este o zi semnificativă, nu numai pentru partidul politic, partidul nostru, ci și pentru întreaga Moldova, deoarece Curtea Europeană a pronunțat o hotărâre extraordinar de importantă și cred că n-ar fi o exagerare de spus că e importantă și pentru întreaga Europa, deoarece în țările europene rară se găsește dosarele de acest gen. Trebuie de spus că în acest caz Curtea Europeană ar putea avea trei abordări principale. Prima abordare se constate aici imperfecțiunea legislației, a doua abordare se constate caracterul disproporționat a sancțiunilor aplicate și a treia abordare se constate caracterul arbitrar al hotărârilor adoptate de către instanțele naționale. Cea mai gravă, cea mai dură abordare este fiind a treia abordare. Și iată, în cazul dat, Curtea Europeană a mers anume pe această a treia abordare și a recunoscut că hotărârile în privind scoaterea partidului din cursa electorală au fost niște hotărâri absolut arbitrare. Toate probele, toate argumentele a juriștilor partidului care au fost înaintate în ședințele de judecate au fost pur și simplu ignorate. Pur și simplu ignorate în cel mai arbitrar mod. Trebuie de spus că în acest caz, ca în picătură de apă se reflecte întreaga mare, așa și în acest caz, în această situație, în privința partidului nostru, se reflecte toate bazaconele, tot caracterul arbitrar a sistemului nostru judecătoresc. Și eu cred că reprezentanții partidului nostru, mii și mii de membri acestui partid, au simțit pe propria piele ce înseamnă caracterul arbitrar al procedurilor și ce înseamnă când un sistem judecătoresc nu lucrează potrivit legii. Este foarte gravă, hotărârea aceasta a Curții Europene este foarte gravă, deoarece e practic este o sentință pronunțată împotriva întregului sistem judecătoresc din Republica Moldova, deoarece partidul nostru a trecut de la prima instanță și până la Curtea Supremă a Justiției, cea mai înaltă, cea mai superioară instanță judecătorească. Și toate instanțele judecătorești au călcat în picioare, în cel mai obraznic mod, toate drepturile acestui partid, toate drepturile a tuturor membrii din acest partid. Și trebuie de spus că acest caz arată cu un lucru de amănunte, că cu cizmă polițienească nu se poate de băgat în parlamentarismul european. Pur și simplu, cizmă polițienească nu este compatibilă cu noțiunea de parlamentarism. Că noi vorbim despre parlamentarism în cel mai înalt sens acestui cuvânt, absolut alte principii sunt aplicabile în cazul dat. Și nu numai judecătorii noștri, ci și politicienii noștri trebuie să obișnuiască că noi trăim în țară care pretinde a fi țara democratică. Și, prin urmare, toate partidele politice, toți politicienii, indiferent de viziunile lor, au dreptul la aceeași abordare. Au dreptul la echitate, au dreptul la dreptate, au dreptul la legalitate. Și eu sincer cred că pentru partidul nostru să fie ultima încercare de acest gen și pe viitor, într-adevăr, ei vor fi liberi să-și desfășoare activitatea așa cum prevede legea.